Am văzut în presă că unii își băteau joc. Cred că ar trebui să asculte această rugăciune, pentru că nu e numai pentru aducerea ploii. E vorba de pedeapsă, e vorba de ridicarea pedepsei, e vorba de sământuirea sufletelor, e vorba că uneori ne merităm soarta la cât de păcătoasă este lumea asta și că mai trebuie să și înțelegem care e legătura cu Dumnezeu, cu pământul, deci cu ceea ce a creat Dumnezeu și poate prin pedepsele pe care le primim de la natură, vom înțelege că până când nu ne vom întoarce către Dumnezeu, nu vom avea o viață fericită și nu vom avea nici o viață îndestulată, nici măcar decentă. Deci, cred că ar trebui să ascultați, eu întotdeauna ascult toate slujbele și le înțeleg simbolul, pentru că totul este simbolistică. Dacă nu o să ne întoarcem la credință, nu vom mai avea, nu numai ploaie, nu o să mai avem nici de mâncare, absolut nimica. Iar încreștinarea copiilor este cel mai frumos act pe care poți să-l faci, dar atenție, nu ține numai de a merge la biserică și de a-l boteza, ci efectiv de a-i călăuzi pașii ca un adevărat creștin de-a lungul întregii sale vieți. Asta înseamnă să fii naș. De aici ce vezi să facem în continuare? Mă voi duce la fetița mea care este Maria și voi petrece cu ea ceva timp. Mai am puțin de stat aici pentru că sunt câteva persoane cu câteva probleme personale și încerc să-i ajut cum pot. Pe unde mă duc, asta fac. Ați fost solicitată să veniți aici, nu știu, de către membrii din comunitate sau pur și simplu... Nu, mi s-a spus și de către preoți, mi s-a spus și de către credincioși că are loc această încreștinare. Și am venit pentru că chiar este foarte, un gest foarte frumos și bine de Sfântă Mărie să a zis și la botez. La botezul unor copii părăsiți, atenție, e o mare problemă a României. După ce că și așa a scăzut natalitatea, când unii fac copii și mai și părăsesc. Credeți că puteți să ajutați, nu știu, această categorie de copii prin rolul pe care dumneavoastră îl aveți? De când mă știu am ajutat categoria aceasta de copii. Problema este că eu nu am funcție de decizie și am solicitat în dese rânduri atât prim-ministrului cât și ministrului familiei, ministrului muncii, pentru că este implicat prin toate alocațiile pe care le plătește, să realizăm câteva programe. Să știți că a fost anul trecut un PLX, PLX 145 vestitul, care a creat foarte multe probleme și care a fost schimbat, încă nu vreau să-l anuleze, datorită amendamentelor mele. Normal, prin acea lege, să știți că sunt bani europeni pe care îi primesc comunitățile cu astfel de copii, cu familii problemă, pentru a ajuta familiile nu să dea copilul, ci să-l păstreze, dar statul să-l ajute să-și construiască o casă, să-și găsească un serviciu. Dar cine face lucrul ăsta? Nimeni, din păcate. Deci avem legi, dar nu le punem în aplicare. Las că vine părinte. Să ne întoarcem. Am găsit la părinte cu peblețea dumneavoastră. Doamne ajută! Știu, da, știu. Oricum vă mulțumesc pentru binecuvântare și vă mulțumesc pentru că nu ajutați. Ne ajută, mă ajută în alții relații. Nu ajută.